este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre în numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ține dejmă. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce cu puterea Ta l-ai zidit pe om, din care ai întemeiat neamul omenesc și cu înțelepciunea Ta ocrmâiești popoarele, ridicând din rândul lor bărbați înțelepți și pricepuți, care să le lumineze, să le conducă spre a face voia Ta, spre binele lor, auzi-ne pe noi, cei ce ne-am adunat astăzi în jurul acestui monument, ce s-a ridicat într-o pomenirea marelui om de cultură, Sabin Drăgoi, fiu al neamului nostru, rânduit de tine să-i fii luminător în zile bune și povățuitor în zile grele. Și ne rugăm ție, scrie numele lui în cartea aleșilor tăi, și precum de demult a rânduit să așeze semne din piatră spre aducerea aminte de faptele mari săvârșite de aleșul poporului numele Tău, așa și acum, binevoiește a se întări și a binecuvânta acest monument spre veșnica pomenire a alesului Tău, Sabin Drăgoi, și a faptelor lui vrednice de urmat, iar poporul nostru ajute ca sub purtarea de grijă, necontenit,
să propășească pe calea binelui, slăvindu-te pe tine, Dumnezeu, părinților noștri, acum și pururea și în vecii vecilor. Dezvelim și după aceea ce mi-e greu. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață și ne miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului Dumnezeu Sabin Drăgoi și pentru ca să-i se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul de drept și odinezi mila Dumnezeu împărăția celor și iertarea păcatelor de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să-i cerem Domnului să ne rugăm, Doamne, învierea și viața și odihna adormitului robului tău,
Sabin drăgoi Hristoase Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o fericită adormire veșnică odină, Doamne, suflet adormitul robul tău Sabin, împreună cu tot neamul său cel adormit și fălui, Doamne, veșnica pomenire, Hristos, învia din morți, cu moartea pe moarte călcând. Și celor din morți, în al preasfințite Părinte Mitropolit, stimate autorități centrale și locale, onorați reprezentanți ai comunității academice timișorene, dragii noștri frați cu probleme de auz și de vorbire, iubiți credincioși, e o sărbătoare atât de frumoasă și de emoționantă astăzi pentru comunitatea noastră a Iosefinului, încât vă rog să mă credeți că nu pot să găsesc cuvintele potrivite pentru a exprima cu adevărat bucuria și trăirile noastre alese aici, în acest adevărat sanctuar al bisericii și al personalităților care au aureolat cu harul și cu darul lor, cu dragostea lor față de Dumnezeu și de biserică, au aureolat această comunitate și această familie mare a Iosefinului Ortodox. M-am gândit de multe ori, de când sunt aici împreună cu frații preoți, cum de ne-a dăruit nouă bunul Dumnezeu o biserică atât de frumoasă, de impunătoare, de caldă și de primitoare, o biserică în care să simțim cu adevărat că suntem în casa lui Dumnezeu. Și după multe reflexii și după răscolit, îndelungat prin arhiva și biblioteca parohiei, am înțeles că dacă avem o astfel de biserică în cel mai nou cartier al Timișoarei, cum era Iosefinul German de altădată, apoi acest lucru se datorează bunului Dumnezeu și acestor personalități ale căror busturi vorbesc despre vrednicia credincioșilor de altădată și multor altora care ar merita de asemenea să rămână înveșniciți în parohia și în comunitatea noastră, pentru că biserica ne înveșnicește. Una dintre aceste personalități dragă sufletului nostru, care merită să fie mereu și mereu aici, în mijlocul nostru, este dirijorul, compozitorul, profesorul de armonie, folcloristul, autorul de sfinte liturghii, Sabin Drăgoi, născut, cum spunea în alpreasinția sa,
în frumoasa vale a Mureșului. La 1894 a văzut lumina zilei, așadar sunt 120 de ani de când el a venit pe lume ca fiu al unui cântăreț bisericesc. De aceea am ridicat acest bust acum. El s-a născut la 6 aprilie, dar eram în postul Paștilor și am considerat că nu este potrivit să facem acest lucru atunci, ci acum. Și iată, bunul Dumnezeu ne luminează cu razele binefăcătoare ale soarelui și ne binecuvintează strădaniile noastre ale Consiliului Parohial și ale preoților care au avut această frumoasă inițiativă. A venit în Timișoara și nu s-a ținut departe de biserică. Nu i-a fost rușine să fie în biserică, ci a fost un credincios mărturisitor. Așa se explică faptul că a fost ales membru în Consiliul Parohial al parohiei noastre, având responsabilitatea ridicării acestei sfinte biserici, al cărei interior l-au văzut consilierii și părintele Imbroane după modelul inegalabil al Sfintei Sofia. În 4 ani de zile, preotul Imbroane și Consiliul Parohial și mulțimea credincioșilor, nu foarte bogați, majoritatea erau ceferiști, au ridicat această monumentală biserică și în procesele verbale ale Consiliului Parohial apare mereu și mereu numele lui Sabin Drăgoi. Cea de-a doua latură a activității sale aici, la Iosefin, este aceea de dirijor al corului nostru, Doina Banatului. Așa l-au numit părintele Ioan Imbroane și consilierii de atunci împreună cu Sabin Drăgoi. Corul acesta are deci o vechime și el de 80 de ani. Cum 80 de ani aniversează biserica noastră la 8 septembrie de la sfințire. Și atunci când s-a reînființat Episcopia Timișoarei, biserica noastră a devenit prima catedrală a Episcopiei. Iar la 1946, când a fost sfințită Catedrala Mare, corul de aici, dirijat de Nicolae Ursu, s-a mutat la catedrală. Și atunci aici s-a înființat un nou cor, s-a reînființat, mai bine zis, sub bagheta maestrului Sabin Drăgoi. El a devenit dirijor al corului de la Iosefin, el a scris 3 liturghii pentru corul de aici și pentru toate corurile, el s-a ocupat de instruirea corului de la Coștei, din Serbia, care a venit și a cântat la sfințirea bisericii, 90 de țărani plugari, care i-au mulțumit lui Sabin Drăgoi pentru că s-a ocupat de ei. Și apoi au dat un concert la teatru, la opera de astăzi, acești țărani, și Sabin Drăgoi a exclamat: cum pot să cânte niște oameni simpli atât de frumos? Au putut pentru că s-a ocupat și el de pregătirea lor muzicală. Deci iată foarte pe scurt motivele pentru care Consiliul Parohial și noi preoții, cu acordul adunării parohiale, ca să marcăm 80 de ani de la sfințirea bisericii, am ridicat spre aducere aminte pentru toți cei care vor trece pe aici, pentru generațiile care vor veni după noi, că au fost oameni ai lui Dumnezeu, au fost oameni credincioși, au fost oameni harnici, au fost oameni competenți, au fost oameni înaintea noastră care s-au dăruit cu trup și suflet pentru idealurile noastre frumoase și nobile și perene, mereu perene, ale bisericii drept măritoare. Vă mulțumim, înalt preasfințite Părinte Mitropolit, pentru că ne-ați făcut această sărbătoare a Iosefinului Ortodox atât de frumoasă.
Vă mulțumim dumneavoastră, celor care în număr atât de mare ați venit astăzi, să ne rugăm împreună și să-L prețuim pe un înaintaș de-al nostru, vrednic de prețuire și de pomenire. Mulțumim confraților noștri, cu care se exprimă mai greu și aud mai greu și care, iată, au un părinte ce le oficiază Sfânta Liturghie în fiecare duminică și sărbătoare aici, în demisolul bisericii, și ar fi bine să mai trecem și noi câteodată pe la dânsii. Le mulțumim că au venit și dânsii să ne bucurăm împreună, pentru că Sabin Drăgoi a fost, este și rămâne al nostru, al tuturor. Și acum vă rog să-mi permiteți să-l invit la microfon pe domnul Eugen Dorcescu, scriitor, poet, om de cultură, om credincios, care a avut contribuție, măcar prin corespondență, la traducerea Bibliei mitropolitului Bartolomeu Anania și care are o legătură specială cu sculptorul tuturor celor șase busturi, domnul Aurel Gheorghe Ardeleanu, care prin aceste busturi se înveșnicește și dânsul în comunitatea noastră a Iosefinului Ortodox. Poftiți, maestre! Înaltă Sfinția voastră, Părinte Mitropolit, preonorate Părinte Vicar Dr. Ionel Popescu, onorați părinți, respectate autorități locale, stimate doamne, domnilor, Părintele Vicar a avut amabilitatea să mă prezinte. Da, sunt scriitorul Eugen Dorcescu, timișorean, și mă simt onorat, mă socotez norocos și sunt fericit că pot rosti câteva cuvinte referitoare la autorul acestui splendid bust, al acestei capodopere, Aurel Gheorghe Ardeleanu. Aurel Gheorghe Ardeleanu este un artist complex de factură renascentistă. Este un dramaturg bine cunoscut și apreciat. I s-a decernat premiul Academiei Române pentru opera sa dramatică. Este un prozator de talent și este un mare sculptor. În 1990 a inițiat un program personal intitulat Portretul o lume și de atunci până azi a realizat peste 50 de lucrări monumentale, decernate a fi amplasate în spații publice, și iarăși peste 50 de portrete dedicate unor personalități, multe în viață încă, mai cu seamă din partea de vest a țării. Datorită lui, prin munca lui, prin strădania și talentul lui, partea de vest a României este un spațiu mirific, cu mare densitate estetică și duhovnicească. Aici avem, așa cum Părintele Vicar a anticipat, avem o alee cu ctitorii și drămăritorii care s-au străduit, au nevoit, au hărnicit ridicarea acestei biserici și la menținerea ei într-o permanentă efervescență spirituală. Meritul de căpetenie, mesajul sociocultural și spiritual al creației lui Aurel Gheorghe Ardeleanu, acesta este: salvează de la aplatizare, ca să nu zic de la uitare, personalități importante din trecut, dar și din prezent. Fiindcă el nu sculptează indivizi, ci persoane umane. În felul meu de a gândi, o persoană este un exemplar uman purtător de excelență, care are un ideal, care are necesități spirituale conștientizate, care are nu doar sentimentul, mai mult sau mai puțin confuz, onest, dar mai mult sau mai puțin confuz al valorii, ci și cultul ei.
Alexandru Ioan Cuza, Regina Maria, Mitropoliția Banatului, Patriarhul Miron Cristea, poetul Lucian Blaga, al cărui bust este amplasat în Portugalia. Bustul lui Miron Cristea este în Serbia, există busturi la Arad sau la București și, cum bine se știe, sunt foarte multe în zona de vest a României. Unul dintre ele este acesta pe care îl dezvelim astăzi. Nu am apucat încă să-i aplic, după cum obișnuiesc eu și cum am făcut cu bustul lui Țichindal de la Becicherec sau cu al profesorului Tohănean de la universitate, nu am apucat să-i aplic încă celebra secțiune de aur care certifică prezența unei capodopere. Dar o voi face, fiindcă sentimentul meu este că acest bust, asemenea majorității celorlalte, este o capodoperă. Maestre Aurel Gheorghe Ardeleanu, iubite prietene, mare este talentul tău, mare este dragostea ta pentru valorile din trecut și de azi, mare este dragostea ta pentru valorile tuturor, dar în primul rând ale neamului nostru. Preonorate Părinte Vicar, mare este meritul Sfinției voastre. Datorită generozității dumneavoastră, datorită înțelegerii superioare pe care o aveți față de opera de artă, culturală și spirituală, un mare talent s-a putut și se poate manifesta de plin. Mare este mândria mea că vă sunt contemporan celor două personalități, că respirăm același aer, că împărtășim aceleași valori aici, în cetatea noastră și poate mai presus decât asta, în cetatea lui Dumnezeu, in Civitatem Dei. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și noi, maestre, pentru aceste minunate cuvinte pe care am simțit că le-a spus din suflet. Și mulțumim maestrului Aurel Gheorghe Ardeleanu. Dar ridicarea acestui bust și derularea multor activități filantropice și culturale la parohia Timișoara Iosefin nu ar fi fost și nu este posibilă fără ajutorul dumneavoastră, al credincioșilor, care ne sunteți mereu alături în ceea ce încercăm și noi să facem. Am pregătit aici câteva diplome de excelență pentru frații și surorile care au contribuit la ridicarea bustului, dar care ne-au și ajutat de-a lungul anilor, cum spuneam, la derularea multor activități în folosul semenilor. Textul acesta, semnat de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Ioan, este următorul. Se acordă preaonoratului părinte, domnilor, doamnelor, familiilor, în semn de aleasă recunoștință și deosebită gratitudine pentru dragostea și jertfelnicia arătate față de Biserica Nașterea Maicii Domnului, a parohiei Timișoara Iosefin și față de activitățile filantropice și culturale derulate de această unitate bisericească în folosul semenilor și al comunității timișorene. Și începem cu preaonoratul părinte Ion Tămaș. Care slujește la Iosefin din anul 1982. Iată zeci de ani în slujba lui Dumnezeu și a Bisericii. Preaonoratul părinte arhidiacon dr. Ștefan Ioan Stratul, care nu numai că slujește împreună cu noi, dar și sprijină financiar multe din activitățile noastre. O să
citim aceste diplome în ordine alfabetică, să nu se supere nimeni. Domnul sculptor Aurel Gheorghe Ardeleanu. Domnul prim procuror Vasile Bâc. Domnul inginer Adrian Semeredi Bere, de la Primăria Timișoara. Nu este. Domnul președinte Titu Bojin. Doamna profesoară Dina Botezatu, dirijoarea corului de copii al parohiei noastre. Familia Luminița și Radu Burescu, de la Giroc, dar au devenit enoriași ai noștri și mereu și mereu ne sprijină în activitățile noastre. Domnul doctor inginer Gheorghe Ciuhandu, nu am uitat ajutorul dânsului față de parohia și de biserica noastră. Dânsul are și o legătură specială cu această biserică, pentru că bunicul domnului Ciuhandu, consilier bisericesc la Episcopia Radului, de care ținea și Timișoara, a fost aici la sfințirea bisericii noastre parohiale. Domnul inginer Gheorghe Cocean, cred că nu mai are nevoie de nicio prezentare, dânsul nu este enoriașul parohiei noastre, ci la Piața Crucii, dar ori de câte ori am avut nevoie de câte ceva, a răspuns cu multă generozitate. Domnul economist Daniel Coraș, tot de la primărie, o să vă rugăm să îi mânați și domnului Adrian Bere. Mergeți la înaltă. Domnul inginer Doru Domuța. Am derulat multe lucrări cu dânsul la parohia noastră. Unele plătite, altele neplătite. De aceea îi mulțumim. Domnul Eugen Dorcescu. Vă mulțumim, maestre, încă o dată. Și pentru conferințele pe care le-a ținut aici la noi. Domnul deputat și ministru Sorin Grindeanu. Mereu aproape de noi. Doamna avocat Adriana Hampu. Dacă este aici, o rugăm să vină să-i mulțumim încă o dată pentru toate ostenelile depuse în slujba bisericii noastre. Familia Lucia și Ioan Igna. Cine nu-l cunoaște pe Ioan Igna, nu numai în Timișoara, ci, cum se spunea, în toată țara. Doamna conferențiar dr. Gabriela Negrișanu, și dânsa foarte aproape de noi. Domnul Mircea Pascu. Fratele Mircea Pascu ne-a asigurat sonorizarea. Dânsul face parte și din Asociația Creștină Ortodoxă Oastea Domnului, pe care îi găzduim tot la demisolul bisericii noastre și avem o relație deosebită. Domnul profesor universitar dr. Ioan Adrian Retezan, președintele fundației noastre filantropice, preot Ioan Olariu, un om de calitate sufletească deosebită. Doamna inginer Cecilia Trușculescu Temeș, fiică de preot. Tatăl doamnei inginer a fost și profesor la seminarul teologic din Caransebeș și preot la Buchin, lângă Caransebeș, iar dânsa de asemenea ne ajută ori de câte ori avem nevoie. Domnul Cornel Tiriteu. Domnul Cornel Tiriteu a ridicat soclu pentru acest bust și ne-a mai ajutat și cu alte prilejuri. Mulțumim încă o dată tuturor și gestul nostru de recunoștință nu se oprește aici. Spuneam că vine aniversarea a 80 de ani de la sfințirea bisericii, când și alți credincioși și credincioase și oficialități vor primi câte un
modest semn de apreciere din partea parohiei ortodoxe române Timișoara Iosefin. Corul nostru a pregătit și o piesă de Sabin Drăgoi, o să vă rugăm să o ascultați, și totodată aș dori să mulțumesc Fundației Culturale Cratima, care în cadrul proiectului Pașaport Cultural o să ne ofere și un mini-concert de muzică de cameră. Și această fundație totodată ne invită la Festivalul Coral Internațional de Muzică Modernă și Contemporană, Vox Mundi, care va avea loc în zilele de 25-28 mai, aici în sala Ion Vidu, de la Colegiul de Artă Ion Vidu, unde vor veni mai multe coruri, între care cel mai bun cor de copii, apreciat la nivel internațional, din Sofia, Bulgaria. Vă mulțumim! Biserică din Șoș, mulțumesc lui Dumnezeu că astăzi am mai cunoscut un fiu al Banatului, nu numai din scriere, ci și din a sa lucrare. I-am mulțumit sculptorului că a prins în linie și spațiu un zâmbet al lui Sabin Drăgoi. Aceasta este starea pe care trebuie să o aibă întotdeauna dirijorul, tot timpul să transmită bunătate, deschidere către cei pe care îi dirigează. Acum privirea lui este către toți cei ce vor trece prin parcul acesta, pe strada aceasta, și cred că tuturor le va transmite din bunătatea inimii sale de bănățean, cum spunea și părintele, născut dintr-o familie de cântăreți bisericești. Toată opera scrisă a lui Sabin Drăgoi poartă amprenta melosului de aici, din Banat. Un înțeles, nu în Banat s-a inventat muzica, dar ea totuși s-a format cu o anumită caracteristică a omului, a sufletului bănățeanului din această parte de țară. Gândiți-vă că a cules și-a pus pe note peste 300 de colinde. Doamne, unde or fi colindele lui Sabin Drăgoi, că astăzi, Doamne, Doamne, ce colinde departe de spiritul nostru românesc și ortodox, auzind pe cărările acestui spațiu românesc. De aceea aș îndemna corul de aici, din cele peste 300, măcar în fiecare an, să ne puneți în față câteva dulci colinde, unele chiar compuse de autor. Apoi încă peste 300 și ceva de alte lucrări, în total, cei care s-au ocupat de viața lui vorbesc de peste 700 de lucrări
care poartă semnătura acestui mare om de cultură, muzicolog de aici, din părțile Banatului. Din cele trei liturghii pe care le-a compus, am rămas foarte impresionat să aflu că una din ele i le-a închinat Patriarhului Miron, primului patriarh a României. Iată ce dedicație sfântă plecată de aici, din părțile Banatului, ca recunoștință celui care a fost primul patriarh al României, dar și o vreme episcop al Caransebeșului și acestor părți de țară. Iată cum a știut să-și cinstească pe mai marii săi. Iată ce a crescut un cântăreț bisericesc din Săliște, de pe Valea Mureșului, din județul Arad. Să dea Dumnezeu ca și frățiile voastre să puteți crește copiii care să rămână și să ctitorească pe mai departe această țară. Auzind acum corul cântând, m-am gândit că Dumnezeu, așezându-l în corturile dreptilor, în raiul bucuriei sale, mă gândesc că în cer, cred că îngerii Dumnezeu au cântat astăzi una din liturghiile compuse de Sabin Drăgoi. Astăzi toți sfinții și îngerii au ascultat o liturghie românească în cer. Îi mulțumim lui Dumnezeu și lui Sabin Drăgoi că a scris o liturghie care astăzi s-a cântat în cer. Dumnezeu să-l odihnească pe el, pe părinții lui care l-au crescut și pe toți cei care au contribuit în această viață la ridicarea lui pe această înaltă treaptă culturală și spirituală. Vă mulțumesc și să aveți o duminică binecuvântată mai departe. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Și acum încredințăm bagheta quartetului Clasica. Thank you.
Frumoasă și binecuvântată în continuare. Mulțumim frumos!